Ouă vopsite natural obține culoarea dorită folosind pigmenți naturali. Pentru culoare roșie, 2 sfecle roșii tocate, 1,5 litri apă. Se fierb timp de o oră. Se lasă timp de 5-10 minute să se răcească ușor, apoi se strecoară și se adaugă o linguriță de sare și 3 linguri de oțet. Pentru culoarea albastră, se lasă ouăle peste noapte în zeama de la varză roșie fiartă. Pentru culoarea verde, tot peste noapte se lasă ouăle în zeama de la spanac fiert. Dacă spanacul e crud, va ieși o culoare gri, pe când, dacă e fiert, culoarea va avea un verde crud. Pentru culoarea mov, se folosesc afine. Aceasta este cea mai simplă metodă de vopsire, întrucât se lasă ouăle la fiert, timp de 30 minute, împreună cu o jumătate de pungă de afine congelate. Focul trebuie să fie foarte mic. Mai există și varianta de a fierbe afinele separat, pentru 15-20 de minute, și de a pune ouăle după la foc mediu, timp de 10-15 minute. Pentru culoarea lavandă, folosim grapefruitul roșu. Fierbem ouăle în zeamă de la grapefruit timp de aproximativ 45 minute. Focul trebuie să fie foarte mic. Mai există și varianta de a fierbe grapefruitul separat pentru 25-30 de minute și de a pune ouăle după la foc mediu timp de 10-15 minute. Adăugarea oțetului va accelera vopsirea și culoarea se va păstra mai bine. Galben intens. Fierbe 3 linguri de curcuma în 400 ml apă, o linguriță sare de mare și 2 linguri de oțet. Galben, miere și portocaliu. Fierbe 3 mâini coji galbene, maronii de ceapă, o lingură de oțet alb, 3 pahare de apă.